După mai multe zile cu vreme răcoroasă, meteorologii ne anunță că vremea se încălzește ușor. Administrația Națională de Meteorologie a postat luni pe site-ul propriu o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 21 iunie-5 iulie. Conform informării valabile în regiunea Transilvania, în ultima decadă a lunii iunie, valorile termice vor avea ușoare variații de la o zi la alta, dar în general vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime în medie regională de 23-27 de grade. În schimb, pentru primele zile ale lui iulie, se estimează o creștere semnificativă a temperaturilor, astfel că vremea va deveni local călduroasă. Minimele termice vor caracteriza o vreme răcoroasă în prima parte a intervalului, apoi vor fi în creștere continuă. Fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala cu probabilitate relativ mare în intervalul 24-30 iunie, în data de 25 iunie, aversele fiind de așteptat pe arii extinse și în cantități mai însemnate.